Trei copii au murit după ce mama lor a încercat să-i scape de păduchi. Aceasta i-a spălat pe cap cu o substanță toxică folosită împotriva răii la animale. Mama copiilor și bunica au ajuns și ele la spital cu intoxicație după ce au inhalat substanța extrem de periculoasă. Ulterior, părinții copiilor au fost audiați de polițiști. Copiii au murit după ce au fost spălați pe cap cu o soluție utilizată pentru eliminarea paraziților externi de la oi, însă foarte periculoasă pentru uzul uman. Tatăl celor trei copii lucra cu ziua la oi, făcând în acest mod rost de Tomoxan, o soluție extrem de toxică folosită la spălatul oilor. Până la tragedia care a îndoliat o localitate întreagă, a fost doar un pas. O ambulanță SAJ a ajuns imediat la fața locului. Timp de o oră au încercat medicii să resusciteze două dintre fetițe de 7, respectiv 9 ani, însă fără succes. Al treilea copil, aflat în stare gravă, a fost dus cu un elicopter smurt, ulterior fiind declarat decesul și pentru acesta. Mama și bunica copiilor au ajuns și ele la spital în stare de șoc. Între timp, procurorii au decis să îi audieze pe părinții copiilor, care ar putea fi puși sub acuzare pentru omor din culpă. De asemenea, compania care a vândut substanța toxică riscă și ea dosar penal.